În momentul în care mergem la o clinică stomatologică, cel mai ok ar fi să discutăm de reabilitarea dinților și să aflăm un plan de tratament și costul per total, astfel încât să nu avem surprize de niciun fel. Un alt sfat destul de important ar fi acela să nu mergeți sau să nu vă schimbați foarte des medicul stomatolog decât dacă ați beneficiat de anumite tratamente și, într-adevăr, ați fost foarte, foarte nemulțumit de acel doctor, ceea ce aici vă înțeleg dacă vi-l schimbați, dar nu vi-l schimbați din prisma prețului. Pentru că, de exemplu, sunt medici care vor să facă plan de tratament al unui pacient pe etape, pentru că nu vrea să-i spună prețul de la început, să nu sperie pe pacient, dar asta este o mică capcană în care veți putea cădea dacă nu vorbiți de la început prețul pentru întreaga lucrare. Nu știu dacă am fost destul de explicit, însă cel mai bine este, știți cum mergem cu mașina la mecanic. Dacă noi mergem și mecanicul vede că mașina are foarte multe probleme, dar el vrea să ni le spună pe rând, și când vrem să luăm mașina din service, ne spune stați că am mai găsit ceva la motor, când rezolvă la motor, stați că am mai găsit ceva la bujii, dau un exemplu, cu toate că el văzuse toate aceste lucruri de la început, nu cred că este ok. Și aici intervine o frustrare destul de mare. Cel mai ok este să întrebați de toate problemele pe care le aveți, de un plan de tratament total, de costul unui plan total de tratament și atunci știți și dumneavoastră dacă vă puteți băga, dacă veți putea începe lucrările stomatologice sau nu. Nu ezitați să mergeți să cereți a doua părere, a treia părere, a patra părere. Este dreptul dumneavoastră al pacienților să fiți foarte bine informați, astfel încât în momentul în care un medic v-a inspirat încredere, să stați la acea clinică să vă rezolvați problemele dentare.